Ce ați făcut? Pentru ce v-a luat poliția? Ați fost vinovat? Ați fost la braconaj? Bărbații din comuna Stejari au vânat porcul mistreț pe domeniul Agenției Județene de Vânători și Pescari Sportivi Gorj. Bucuria acestora a fost foarte scurtă, deoarece au fost prinși de oamenii legii din comuna Stoina, în timp ce transportau prada cu mașina personală spre domiciliul unuia dintre braconieri. Polițiștii biroului Arme Exploziv și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Gorj au reținut pentru 24 de ore pe bază de ordonanță trei bărbați cu vârste cuprinse între 34 și 42 de ani din comuna Stejari, respectiv Căpreni, bănuiți de comiterea infracțiunilor de braconaj cinegetic și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Întreaga cantitate de carne a fost confiscată, porcul fiind transportat la Direcția Sanitar-Veterinară Gorj pentru efectuarea analizelor medicale. Totodată, armele de vânătoare cu care cei doi bărbați au recurs la braconaj au fost confiscate de polițiști.